Bun, mergem mai departe și vorbim despre un alt subiect interesant, pentru că mergem la plajă, ne dezbrăcăm și avem câte o aluniță care ne deranjează. Dar cred că ar trebui să fim atenți la alunițe înainte de a ajunge la plajă și despre asta vorbim cu Dana Bratu. Bine te-am găsit! Bine ai venit! Hai să discutăm despre alunițe, că toată lumea se îngrijorează ce face, ce să facă cu alunițele, mai ales dacă are multe pe corp. De fapt, problema se pune dacă avem peste 50 de alunițe, dacă suntem blonzi, cu ochi deschiși la culoare și cu piele deschisă la culoare. Se pare Eu sunt blond? Ești cu părul deschis la culoare. Am ochii deschiși la culoare? Ochi foarte deschiși la culoare, ceea ce înseamnă că tu ai risc crescut de cancer de și piele. Și cum fac? Ok. Deci am un risc crescut. Este doar un risc, da? E doar un risc. Despre, și cum fac? Stau și le număr? Adică astea, de exemplu, le clasifici ca alunițe? Asta e alunițe, sigur da? Sigur că da. Acelea este un nef pigmentar, o aluniță. 6, asta, de exemplu, sunt alunițe sau sunt ca un fel acelea de pistrui? Acelea sunt lentigine solare. Tocmai de asta eu îți recomand o consultație dermatologică să facem o dermatoscopie. Păi hai să facem. Haide. Și în urma acestei analize putem să vedem, astea sunt niște lentigine solare. Sunt tot niște pete maronii, seamănă foarte mult cu alunițele. Dar se numără la alea 50? Astea nu se numără pentru că doar alunițele, care sunt numite nevi, se pot considera cu risc de a dezvolta cancer de piele. Uite, asta este o aluniță. Arată dubios? Și dacă e să o analizăm, foarte important este că ea totuși e simetrică, are un contur regulat, este rotundă și are cam aceeași culoare, ceea ce înseamnă că este o aluniță normală. Când ar trebui să ne facem probleme? Da. Dacă alunița ta, spre exemplu, își pierde din colorația aceea maronie și are diverse nuanțe. E și roz, și roșie, poate și maro, da? În combinație. Da, uite, am aici una roșie. Asta este un angiom. Este o aluniță roșie. Asta nu da, ne și dacă o apăs, teoretic ar trebui să nu se mai vadă și după aia, bănu, că atunci ar fi steluță vasculară. În fine, important este să ajungem la dermatolog. La dermatolog să facem o analiză, se numește dermatoscopie, cu o lupă care practic mărește acea aluniță și vedem dacă e pigmentată, dacă are vase de sânge, practic dacă are criterii de benignitate sau poate să ne trezească suspiciuni. Dar fie atent, zi-mi dacă e adevărat, nu e așa că medicul de familie e cel care ar trebui să facă primul examen și să dezbrace pacientul și să se uite la el? Primul care ar trebui să facă examenul este pacientul acasă. Trebuie să facem autoexaminarea alunițelor. Practic, la duș, ne uităm în oglindă și verificăm, în primul rând, dacă au apărut alunițe noi, pentru că astea sunt periculoase, cele care apar recent, nu cele pe care le-am avut noi din naștere. Și dacă avem o aluniță nouă, deja trebuie să ne trezească suspiciuni și ar fi bine să consultăm. Deci, la duș, ne dezbrăcăm și ne uităm, dar eu cum mă uit în spate? Adică, cum am nevoie de două oglinzi? Poate o să ai și tu un ajutor, mă gândesc. Deci, oameni buni, vă analizați în seara asta alunițele. Dezbrăcați și vă rotiți, vă uitați pe tot corpul. Bun, autoexaminare. Stația 2, n-ar trebui să fie medicul de familie care se uită la corp? După asta mergem la medicul de familie să analizeze, pentru că medicul de familie poate să vadă dacă anumite alunițe sângerează, da? și ne poate ajuta să ne trimită mai repede la un medic specialist, dermatolog sau chirurg plastician. Ok, și aici ai venit cu niște imagini să ne arăți ce vedem pe ele. Exact, prima imagine este cea mai frecventă formă de cancer de piele, se numește carcinom bazocelular, apare odată cu expunerea la soare, în timp și în special la nivelul feței. Poți să-l descrii? Văd că el crește în relief. Sigur că da, arată ca o aluniță, are culoarea pielii, dar tinde să sângereze. Și mulți pacienți spun, am un coș care nu mai întrece. Dacă aveți pe acasă părinți, bunici care se vaite de un coș care nu mai trece de luni de zile, deja gândiți-vă că s-ar putea să fie vorba de un cancer de piele, pentru că asta nu apare de ieri de azi, apare pentru că ne-am expus la soare în urmă cu 10-20 de ani fără protecție solară. Următoarea imagine este un melanom. Ăsta este cel mai agresiv cancer existent. Melanomul seamănă foarte mult cu o aluniță, vedeți? Dar dacă ne uităm în partea superioară, zicem la ora 12, vedem că nu prea este la fel de colorat ca în partea de jos. Este un pic neuniform cu conturul, nu este simetrică și în partea de sus este un pic mai depigmentat. Ăsta este un melanom și trebuie intervenit de urgență, se excizează chirurgical, se trimite la biopsie, la anatomie patologică piesa respectivă, se suturează, se coase și în urma rezultatului vedem care e profunzimea și care e prognosticul. Foarte important de menționat că ăsta poate să dea metastaze, deci grijă mare, este singurul cancer de piele care metastazează repede și agresiv. Și următorul este un carcinom spinocelular, apare foarte des pe zona de mucoasă, pe zona de buze. Iarăși, multe persoane spun, am un herpes. Păi da, un herpes trece după o săptămână, două, dar vorbim de aceste herpes, în ghilimele, care nu trec luni de zile. Iarăși, poate să ne ducă cu gândul la un cancer de piele. Bun, deci atât de important să le observăm noi în primul rând, să mergem la medicul dermatolog. Super, Dana, mulțumim mult și la final dă-ne, te rog, trei sfaturi în ceea ce privește alunițele.
protejațiile de soare sunt foarte ușor de ars. Când vă duceți la mare neapărat, aveți grijă să dați cu SPF pe alunițe. Ăsta ar fi primul sfat. Al doilea sfat ar fi să le excizați doar dacă vă deranjează cosmetic sau dacă sunt problematice, pentru că o excizie înseamnă până la urmă cicatrice și nu facem decât dacă chiar este cu adevărat necesar. Și următorul sfat este să le iubiți, fac parte din noi și uneori reprezintă niște semne de frumusețe. Cât de tare! Super frumos! Mulțumim mult de tot! Mare tare.